Sâmbătă de la ora 12 pe stadionul de la Lech Masnăvodari se va disputa penultimul meci din sezonul regulat la Rugby Divizia A. Se vor afla față în față CS Năvodari și RC Megalați. Pentru gazde, meciul prezintă un interes deosebit. O victorie, indiferent de scor, ar fi sinonimă cu ocuparea primului loc în Seria Est și implicit calificarea în play-off-ul competiției. Antrenorii dobrogeni Cristian Husea și Cornel Suciu se confruntă cu unele probleme de lot, trei dintre titularii echipei fiind indisponibili din motive medicale. În ciuda acestor accidentări, tehnicienii năvodăreni sunt optimiști și cred în șansa elevilor lor. Pentru play-off s-au calificat deja din celelalte două serii Olimpia București și CFR Brașov. În ultima rundă din sezonul regulat, CS Năvodari va juca la Mangalia cu Calatis pe 22 septembrie, dar speră că acel joc să nu mai conteze în ecuația calificării.